Doamna Zoană, de ce nu vreți să asigurați quorum? Deși că există obligativitate, cel puțin cutuma parlamentară spune că trebuie să fiți prezenți pentru a acorda un vot. Am văzut cele două imagini, cele două interviuri. Domnul președinte Iohannis, dacă tot se află la Bruxelles, mai bine s-ar concentra să negocieze cum trebuie bugetul pentru a aloca României pentru următorii ani, pentru că acum este perioada în care la Bruxelles se negociază cadrul financiar multianual pe 2021-2027, iar noi nu avem cu cine, pentru că nu avem guvern, nu bagă nimeni în seamă un guvern interimar, un ministru interimar, un ministru demis, pe de altă parte, care face, știți foarte bine, acele declarații halucinante care ne-a costat foarte mult. Uitați-vă astăzi, euro a ajuns la un curs istoric, este îngrozitor de mare, asta numai din cauza acestui guvern neperformant, acestui ministru care, care ministru, la e responsabil, la ministrul finanțelor, că la domnul Câțu, numai la dumnealui. Dar ce a declarat de a influența Nu știți, cum să nu, acele declarații responsabile în care spune, ba, că există, a găsit la guvern dublă. Păi astea acum a trei luni, doamnă, declarații. Nu, 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 noi acum, sunt în fiecare zi face astfel de declarații. Stați o secundă. Păi nu face în fiecare zi. Aia cu Alca Pană, aia vă referiți? Da, dar... Păi aia a trei luni acum. Stați o secundă, că nu... A fost prima declarație. Eu le iau cu începutul, pentru că, vedeți, noastră, Uniunea Europeană, când se uită la noi, vede treptat care este evoluția acestui stați guvern. Stați puțin că discutați despre curs. Deci o declarație de acum trei luni influențează cursul din... Nu, nu, toate declarațiile dumnealui. Am început cu acea declarație că a fost prima. Dar să ne aducem aminte în fiecare zi. Ba se plătesc salariile, ba nu avem bani de salarii. Asta când a fost cu salariile? Păi nu știți foarte bine. Dar nu s-au plătit salariile în România? Nu, trebuiau să se mărească salariile la bugetari, la bibliotecari. Haideți, fi serios, trebuiau să dubleze alocațiile, nu le-au dublat. Acum, ba mărim punctul de pensie în toamnă, ba nu mărim punctul de pensie. Asta, într-adevăr, este declarație doamnei Violeta Alexandru, audiată în comisiile parlamentare, care a fost total incapabilă să răspundă așa, doamnă, concret. Mă puneți în doamna Vasilescu, căutați declarațiile, că nu a întrebat-o, doamna Vasilescu a întrebat-o de trei ori, dacă va mări în septembrie punctul de pensie, așa cum o obligă legea, și a fost incapabilă să dea un răspuns. Sau nu? De ce zâmbiți? Păi, dar avem audierile din Parlament. Eu vreau să vin serios într-o emisiune și vin dedicat pentru o emisiune, dar am impresia că prietenii noștri invitați în studio în această seară, majoritatea celor de la PSD care vin în studio, parcă vin din vacanță. Doamna dragă, haideți să vă explic o chestie. Eu m-am intersectat cu domnul premier. Poate ați adormit, ca și colegul dumneavoastră. Am văzut că peneliștii au adormit atunci când... La cine vă referiți? Vă referiți la mine? Nu, nu, ca și colegii dumneavoastră. La cine vă referiți? Am văzut, rulează pe Facebook și toată lumea poate să vadă. Rulează pe Facebook o poză cu mine. Vedeți că v-am zis că veniți din vacanță, nici nu mă recunoașteți. Doamnă dragă, ascultați-mă puțin. Eu despre dumneavoastră nu vreau să vă jignesc și de aceea nu am spus că e vorba de dumneavoastră, că dormeați efectiv în sală, doar v-am... Am fost elegantă și nu am vrut să vă fac de râs în direct, să spun că în timp ce ministrul Violeta Alexandru era audiat, dumneavoastră dormeați. Doamnă, da, puteți să-mi demonstrați că am fost fotografiat stând pe spate, da? În momentul în care Ați adormit. Doamnă, mă, cred că v-a plictisit. Sunt fake news, ascultați-mă. Cum există poza pe Facebook, rulează permanent. Dacă eu vă fac acum o poză cu telefonul în timp ce ați clipit, înseamnă că domnule drag, n-ați clipit, am fost înregistrat, asta este tot ce puteți. Genul ăsta de discuție, dar nu e vorba că are vreo relevanță? Dumneavoastră puteți să dormiți în timp ce ministrul este audiat. Ați fost acolo, se vede. Am fost acolo și toți ministrii dumneavoastră, doamna Olguța, domnul Solomon, au tremurat în fața noastră atunci când le-am spus, când i-am întrebat de ce doamna Firea... Au tremurat în fața dumneavoastră în momentul în care a fost întrebată de trei ori Violeta Alexandru dacă va mări punctul de pensie. Ați fost în sală. Și nu a fost în stare să răspundă. Îmi permite să dau și o replică. Dacă aveți de gând să faceți o dezbatere chiar și mai acidă... Eu am vrut să nu-l
Haideți niște lucruri serioase. Eu nu ne interesează, deși ora târziu. Sunt atâta de jignit că m-ați pune într-o postură proastă. Doamnă, PSD-iștii nu mă vor putea pune niciodată într-o postură proastă. V-ați spus singur, domnule, că ați adormit în timpul audierii ministrului. Doamnă, este complet fals ce ați spus. Deci credeți-mă, eu să ajung să fiu manipulat și bombardat. Există fotografia cu dumneavoastră dormind. Doamnă, există fotografii pe Facebook cu Klaus Iohannis, ipostaze false și cu premierul Orban, nu, pe care le faceți... Nu, colegii în direct, dormeați. Da, dormeați în timpul audierii. Deci, pentru că așa este. Haideți să devin de la public. Asta este maxim ce puteți face. Doamnă, domnule, time out. Marius, deci românii se uită la povestea asta ca la un meci de fotbal. Ce crezi? Românii care se uită la meciul ăsta de fotbal, doamnă, din Parlament, vă rog, abțineți-vă, vă rog, da? Asta este poza, o comentăm imediat că a intervenit în discuție. Deci, Marius Pieleanu, românii se uită ca la un meci de fotbal, la televizor. Într-o guvernare viitoare. Doamna Zoană, vă văd că zâmbiți. Inițial, acum două săptămâni, Marcel Ciolacu a declarat că merge la anticipate și că PSD-ului nu este frică nici de anticipate, nici la termen. Acum două zile a spus Marcel Ciolacu că el crede că o să fie alegeri la termene, că nu o să fie niciun fel de anticipate. În continuare ne menținem punctul de vedere, nu ne este teamă de anticipate, suntem pregătiți, însă într-o Românie normală, pentru că ne dorim o Românie normală, este firesc ca alegerile să fie la termen. Până la urmă, de ce să facem anticipate? Pentru că ajungem să-i alegem și să plecem în vacanță, pentru că vine vacanța parlamentară. Dacă așa va fi așa cum își dorește colegul de platou de la PNL, și anume să fie alegeri anticipate în iunie, ei pleacă în vacanță. Imediat după ce sunt aleși, pleacă în vacanță și revin în toamnă. Așa că nu văd logica de ce să-i alegem, să plecem în vacanță. Nu văd logica nu pentru care... În Parlamentul European, eu n-am avut o vacanță mai lungă de 5 aveți zile. Aveți vacanță zile. Parlamentară în vară, lăsați păi polemica. Am stat în teritoriu, unu. În toată țara. Dacă ne uităm la regulile bunului simț, eu v-am ascultat, nu v-am întrerupt, a ținut o polemică de mai mult de 5 minute, n-a spus nimic. Totuși am avut bunul simț să nu intervin. Încercați să reveniți la cei 7 ani de acasă și aveți bunul simț și nu reveniți. Lăsați-mă să-mi duc ideea la capăt și după aceea vă rog, vă permit după doamna ce termin eu de vorbit, vă rog să vă duceți. O secundă, domnule Popescu, doamna Zoană să-și ducă ideea. Deci, vreți anticipate, mai vreți, cum ați vrut acum 3 săptămâni sau v-ați schimbat? Acum decizia noi este noi nu am la vrut termen. Niciodată anticipate. Noi întotdeauna am spus că este firesc ca Parlamentul să-și ducă mandatul până la sfârșit, pentru că aș fi văzut rostul anticipatelor dacă era... Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat și către presă, acum 2-3 săptămâni, cât și în ședințele dumneavoastră, că vrea anticipate. Inițial a fost discuția să fie în aceeași zi cu alegerile locale. Domnule sunt discuții. Președintele PSD interimar, domnul Marcel Ciolacu, a spus că se va hotărâ dacă mergem pe anticipate sau nu în comitetul executiv. Suntem, repet, nu avem niciun fel de temere. Suntem pregătiți pentru anticipate, însă mi se pare normal, așa cum a declarat de altfel și domnul președinte Ciolacu, să avem alegeri la termen. În cazul în care vom avea alegeri la termen, mi se pare firesc și v-am expus un punct de vedere referitor la faptul că nu văd de ce am avea alegeri ca să vină vacanța parlamentară, pentru că e vacanță parlamentară până în toamnă. În cazul în care vor fi alegeri anticipate, este responsabilitatea PNL să-și asigure cvorumul. Sigur, mai trebuie picat un guvern, pentru că noi Partidul Social Democrat a venit cu o propunere serioasă, am fi întrunit majoritate parlamentară și am fi putut să guvernăm cu un premier care nu aparținea Partidului Social Democrat, în sensul că nu era membru al Partidului Social Democrat, însă era atașat valorilor de stânga, așa cum noi ne dorim, un partid pro-european, cum este unde Partidul Social Democrat. Doamnă, că eu n-am văzut am fi strâns majoritate parlamentară. Rămân pentru Ciolacu spunea că vine cu lista de parlamentari, merge la Cotroceni, Remus Picopie, da? Categoric, domnul Ciolacu da. A spus că merge cu lista de semnături, dar n-a mai mers la
Păi nu avea rost să mai meargă din moment ce domnul Iohannis nu a ținut... Că cei de la UDMR nu au vrut să semneze pentru Pricopie și Pro-România și PSD. Nu cred că aveți nicio dovadă că nu aveam numărul. Eu vă da, spun dar nici că... lista nu am văzut. Eu... Da, pe de... pentru ce să vedeți lista din moment ce domnul Iohannis s-a grăbit și a desemnat un premier care e clar în minoritate și mai mult decât atât, spunem noi, a încălcat Constituția. Da, și a desemnat același premier. Noi, așa cum știți, am făcut demersul la care ne-am angajat și anume am sesizat Curtea Constituțională. Așteptăm ca această instanță, Curtea Constituțională, să pronunțe și așteptăm să vedem dacă avem un conflict de constituționalitate sau nu în desemnarea aceluiași nume ca și premier. Adică premierul demis ieri este premier desemnat astăzi. În cazul în care... Le Popescu, replica. Mi se pare mie sau dumneavoastră v-ați început total eronat fraza, dar nu mi se pare. Ați spus următorul lucru, că dumneavoastră în continuare, alături de președintele Ciolacu, vă mențineți punctul de vedere prin care doriți anticipate. Nu, n-am spus niciodată că ne dorim anticipate, am spus că nu ne temem de anticipate, că nu este o normalitate să avem anticipate din moment ce intrați în vacanță judecătoare, în vacanță parlamentară. Și am spus că în cazul în care vom fi anticipate, suntem pregătiți pentru anticipate. Credeți-mă, îmi este foarte greu să intru într-o conversație, așa cum am intrat și cu doamna colega dumneavoastră, fosta colegă Țapardel, în condițiile în care dumneavoastră sau un alt coleg nu recunoaște ceea ce a spus acum două minute în studiu. Doamne, eu am fost foarte clară, am explicat de voi lua această poate dumneavoastră frază, nu pricepeți. Da, eu am fost foarte clară. Dar interveniți peste mine acum. Fac eu apel la bunul simț. Dumneavoastră ați spus că susțineți în continuare anticipatele, cât și posibilitatea alegerilor la termen. Înseamnă că aveți o problemă ați de avut pricepere. Un argument, ați avut înțelegere. Un argument și anume faptul că există vacanța parlamentară. Nu știu cum a fost la Bruxelles în scurtul timp în care ați încercat să-i spălați rușinea doamnei Viorica Dăncilă prin umplerea locului ei ca europarlamentar, dar vreau să vă spun un cunoașteți lucru. Regulile parlamentare? Nu se umple un loc. În momentul în care se liberează un loc, ați făcut un serviciu. Nu, nu în acest un... timp, am făcut să un serviciu că patrii noastre în România, să știți, doamnă, haideți să nu intrăm în detalii. Credeți-mă haideți că să în intrăm timp, în detalii și haideți să vedem care este rodul muncii mele. Eu nu cred că dumneavoastră aveți... Credeți-mă că în acest timp, dumneavoastră, cât ați stat acolo, cât ați stat acolo? Cât am stat acolo, domnule drag? Din 2018, când a plecat doamna Dăncilă. Mult pentru o mine. O secundă, time out, cum vezi dezbaterea. Păi nu, în timpul acesta, domnule, ascultați-mă până la sfârșit. Nu pentru că...